Discutăm, dragi spectatori, despre acest subiect cu invitatele noastre. Dana Busini, avocat. Bună ziua, doamna Busini. Ozana Bonta, bine ai revenit, Ozana, psihoterapeut. Și Alina Petre, consilier pentru dezvoltare personală. Bună ziua, Alina. În legătură directă cu noi este Mihaela, de la care vom afla toate detaliile despre lupta crâncenă pe care o duce. Bună ziua, Mihaela, te ascultăm. Bună ziua, doamna Mirela și invitaților dumneavoastră. Mihaela, spune-mi, te rog, câți ani ai și unde locuiești? Locuiesc în Bacău, am 56 de ani. Mă numesc Bădărău Mihaela, din comuna de pe, din adresa din... Nu-mi da adresa. Din... Am înțeles, gata, în regulă. Mihaela, ai copii? Ești căsătorită? Da, sunt căsătorită. Am fost căsătorită, am dat divorțul, asta a fost problema. Copiii sunt mari, am 23-24 de ani. Cum să spun, și acum stau în chirie pe la Bacău, fac și eu ce pot ca să pot să-mi trăiesc viața aceasta. Dar tu unde ai trăit când erai împreună cu soțul și când aveați copii mici? Care era casa ta, locuința ta, unde era? Locuința mea nu era a mea personală, era a soțului de la părinții lui, de pe la Pâncești, de Bacău, satul Soci. Și după, după ce ai divorțat de soț, a trebuit să te muți de acolo sau cum? Am dat divorțul și o trebuie să mă mut pentru că nu se mai poate. Copiii sunt mari, n-are niciun rost să mai stăm împreună. Asta este situația, nu s-a putut, n-am putut să mă înțeleg, au fost unele probleme. După divorț am devenit la numele de Bădărău Mihaela, numele părinților mei. Iar casa părintească mi-a fost în comuna Răcăciuni, mi-a stricat o firmă sau niște birouri, nu știu cum a fost, cu TCH-ul, care s-au făcut hidrocentrale, micile hidrocentrale de pe Săriet. Și au venit și cum a fost făcută schița, au venit să-mi demoleze casa în 81. Iar pe luna mai, la sfârșitul mai, începutul lui iunie. Mi-au demolat casa, noi eu eram încă elev, am stat pe la frate, am stat pe unde am putut și eu, până m-am făcut mai mare să pot să îmi câștig pâinea și eu. Asta a fost situația. Și acum primăria s-a gândit să îmi că acolo unde a fost casa, mi-a fost casa părintească, mi-a fost teren arabit. Și aici o zis, hai să facem așa fel încât partea care a rămas, vreo 7 sau 8 ani, dincolo de pârâu, și cum a fost, cum este schița, că am arătat și șoseaua principală și tot, acum am trimis la dumneavoastră în redacții, m-am trezit cu o vilă. Eu n-am semnat pentru pământul ăla, n-a fost anunțat, eu n-am știut nimic, au făcut de capul lor, că m-am dus să întreb unde am scos actele de la arhivă peste tot. M-am dus la primarul, te duci să te judeci, să vezi dacă câștigi, îți trebuie. Am întrebat pe cineva competent pentru așa ceva, o zic că, băi, dar aici e caz penal, că sunt modificări mari. De la Elena, de la Ileana, care acolo a fost pe numele de Ileana, așa s-a născut. Așa este, bărbuță Ileana. Am înțeles, hai să nu mai dăm numele, dar doamna Mihaela, vi s-a promis, deci vi s-a luat casa și terenul, ca să se facă ce, un drum public sau ceva, că v-a expropiat în interes public. Asta. Și casa, înțeleg, v-a despăgubit-o sau v-a dat altă casă sau cum a fost? Nu. O plătit numai clădirea. Biroului de la Piatra Neamț. Așa, în și terenul, cât teren aveați și cam cât valora el și în ce zonă era? Păi era tot în spatele casei, cum a venit, că nu, părinții când plătea chiria asta, nu chiria, când plătea impozitii, până în 81 s-au plătit impozit, s-au plătit cu clădiri și teren arabil, adică curs, cum să vă plătești. Și de unde să mai, dacă pe terenul ăla a devenit șosea asfaltat. Și a mai rămas. Și unde trebuia să vă dea dumneavoastră ca și unde v-au promis sau din celorlalți? Din terenul lor. Dar așa, ei s-au gândit să iei din altă parte. Femeia o trebuie să se judece, să-și câștige dreptul lor. Dreptul ei. Cât teren aveați acolo? Păi, nu știu exact, pentru că aveam vreo 12 ani.
măsura, adică 1200 de metri pătrați. Cam mai mult, cred, pentru că aveam o porție mai sus, una mai jos, așa coboram undeva pe lângă malul părăului și făcea mama grădină, punea porumb. Deci asta e terenul pe care l-ați moștenit de la mama, da? Dumneavoastră cât frații, trebuia să-l... Am înțeles. De la părinții noștri, era pământul casei noastre, de la părinții mei. Și nu aveați acte, doamnă, pe el? Adică nu știți exact câți membri erau acolo? Am avut acte, doamnă, dar în schimb, vă spun sincer, pentru că dacă primăria, când înainte de demolare, a venit cineva și a făcut o schiță, a făcut cum să vadă cum vine terenul, șoseaua, cum modifică pentru ca să facă legătură cu podul de la Siret. În partea aceea, ca să poată să, ca așa a venit din șoseaua principală europeană, să ajungă la Siret. Să poată face podul, șoseaua normală, cum trebuia să... cum e acum. Și de unde? Că ei au făcut și au făcut, au reușit să... acolo și cum au făcut podul și cu părâul de l-au modificat, au rămas pe partea cealaltă de părâu, au rămas o 6-7 ani au rămas și au zis că lasă că pe malul părâul îl bagă de seamă nimeni, ăștia nu prea umblă, n-are, nu are și nici cum să vină ea să umbli, că acum răcăciunul sigur bubui că... Să înțelegem, vila a fost ridicată pe vechiul amplasament al proprietății mamei dumneavoastră? Da, pe pământul rămas de la părinții mei. Exact. Bun. Dumneavoastră ați fost notificată, somată de vreun notar public să vă prezentați la notariat pentru succesiune? Nu, eu n-am fost chemată, ei au făcut singur, eu n-am semnat. Eu singur personal n-am depus cererea pentru asta la primărie, nimic. Deci eu nu am știut absolut nimic. Când m-am trezut, am văzut că ridică vila o verișoară de-a mea care a fost asistentă. Sorsa a lucrat în primărie de acolo, nu Emilia. S-a murit. S-a rămas. Și cine e acolo la vila? Acolo la vila... Înțeleg ce s-a întâmplat. Deci este o succesiune... Da, imediat. Spune-ți, că s-a emis un certificat de vacanță succesorală, în sensul că cineva a solicitat deschiderea succesiunii, cine avea interes sau oricine are interes poate solicita, notarul trebuie să facă verificări, să identifice care sunt moștenitorii defunctului și să-i notifice, să se prezinte pentru succesiune. Dacă ei nu se prezintă și nu participă la această succesiune, se eliberează un certificat de vacanță succesorală. Asta ce înseamnă? Că bunurile defunctului vor trece în proprietatea statului. În ce an? Înțeleg că a fost în 1981. Dar... Deci în 1981 era aplicabilă o lege care prevedea că beneficiarul moștenirii vacante este statul, care este reprezentat de Ministerul de Finanțe. Ori acolo eu înțeleg că locuiește cineva din primărie. Păi lucrează, nu? Sau lucrează cineva la primărie. S-a fi construit această vilă pe o bucată rămasă de teren care n-a fost folosit atunci. Da, trebuia să se facă succesiunea. Notarul trebuia să notifice. În momentul în care s-a hotărât această demolare a casei părinților doamnei Mihaela și li s-a promis că li se va da un teren în altă parte, de ce nu s-a pus în execuție toată treaba asta? De ce n-a primit terenul? Unde este amplasat terenul? Adică de ce nu i-a dat în altă parte și tot pe acel teren s-a ridicat? Dar dumneavoastră, după ce s-a luat decizia de a vă demola casa, ați rămas tot dumneavoastră proprietar pe acel teren? Că eu nu cred că ați fost. Adică n-ar... Păi s-a demolat casa pe timpul lui Ceaușescu, pentru că așa a venit schița, iar terenul respectiv trebuia să fie rămas din noi, să-l folosim noi. Unde că nu mai am folosit. Păi de ce să fie folosit? Doar o bucată, doar o parte. Bucată, parțial, da. O parte. Da. Nu, frații dumneavoastră, câți ați spus că sunteți, câți frați mai aveți în viață? Trei. Trei. Frații dumneavoastră nu sunt interesați să câștige acest teren, să se zbată pentru el. Păi de ce? Nu, doamna Mirela, vă spun sincer, pentru că nu vrea, că acum moșul a trimis mesaj, m-a sunat, că zic că ai grijă, cum vorbești, când îi faci de râs, când e comuna, că nu trebuia să te duci, îți contra mea. Crede că dacă eu am venit să-mi scot adevărul la suprafață și să văd că este atâtea greu, atâtea
modificări în comun și atâtea probleme în comun în primărie, vai de mine că râde lumea de ei, că vai, îi fac de râs. S-a sărit în capul meu, doamna Mirela, vă spun sincer. Dar că... eu nu înțeleg, oamenii ăștia au niște... Are niște interese. Nu, dar au niște prejudecăți că te faci de râs când îți cer drepturile și când te lupți pentru drepturile tale. Păi atunci nu vă mai mirați că nu vă dă nimeni nimic și că vă tratează cum vă tratează. Pentru că de cele mai multe ori, autoritățile publice ne tratează pe noi cetățenii care ne cerem drepturile prin lege sau care le avem prin acte, ca pe niște ignoranți, neștiutori, needucați, sărăchii, așa ni se tratează. Dacă dumneavoastră, cei care aveți dreptul în mână, spuneți, nu ne ducem că ne facem de râs, păi așa o să vă și trateze și niciodată nu o să obțineți nimic. Pentru că dreptul dumneavoastră, mai ales de proprietate, este inviolabil, este în Constituție, da? E garantat. Păi unde? 1200 de metri pătrați, păi alții se bat pe o casă de chirpici, au și dezgropat-o pe mama lor, ca să vadă cine cum a omorât-o, să avem în următorul subiect, că ei... 5 frați bat pe o casă, da, de chirpici. Aici, unde e vorba de un teren pe care ți l-a luat statul, săracul, că statul nu are de unde să-ți dea înapoi. Că-ți dea altul în compensare. Toată lumea tace să nu ne facem de râs. Dacă frații între ei se ceartă pentru nimic... Da, se pare că a fost doar casa luată. Acolo nu se fac de râs. Da, frații dumneavoastră, nici ei n-au știut nimic? Adică problema lor este că se fac de râs sau problema lor e că vreunul dintre ei a semnat și a uitat să-i anunțe pe ceilalți? Că se mai întâmplă. Nu putea să semneze, că nu era vacant dacă semna. Probabil că ei... Proasta de mine, eu nu mai umplu, că multă lume, eu am făcut cât am putut, doamnă, că eu am crescut copiii cu ziua, am crescut pe unde am putut, am făcut și eu ce am putut, eu am rămas fără tată de la 8 ani, am rămas al nimănui, din ușă în ușă am fost trimisă când la fratele meu când picolo, am făcut și eu ce am putut și nu m-am apucat, am muncit să pot să-mi trăiesc. Și asta este, ăsta e adevărul, ce să faci? Acum când îmi cer dreptul și eu, că pentru că dacă nu era vila și ei, poate puneam și eu acolo 2-3 pari, îmi făceam o cameră, mă mutam acolo. O trebuie să stau să sufăr și eu greutăți dar, de ca să pot... Doamna Mihaela, dar la primărie când ați fost, ce v-a spus? Da, vă spun sincer că mi-a spus primarul că este judeci. Dacă ai dreptul, ai, dacă nu, nu. Primarul... Cunoaște foarte bine și pe mine, că e mai mic de ca mine cu 4 ani. Vă spun sincer că mă cunoaște foarte bine, cunoaște schema toată și știe foarte bine că a fost în comisii, ca președinte de comisii. Cunoaște tot în toată câlvârgeala asta, o cunoaște foarte bine. Auziți, doamna Mihaela, dar în momentul în care vi s-a promis în compensare alt teren în altă parte, ați semnat ceva sau cum? Ce s-a întâmplat? Cum, așa pe vorbe sau cum? Nici din vorbe. Eu când m-am făcut mai mare de la... Aveam 12 ani în 81, 13 ani în 81, o categorie când nu puteam eu minoră să mă amestec. O tăcut din gură și o ținut actele. Chita toată și tot și-a fost în primărie, după 9-10 încoași când au văzut că mama a murit și au zis că hai să vedem noi cum faci în sus, că până să luăm bucata aia din 6 metri să facă că a venit cineva de berișoara, sora berișoare și a Geta de la Suceava și hai să o băgăm aici, că na, las că-i berișoare, neamuri, nu știu și pe mine nici nu m-a chemat, nimic. Mai am și eu niște întrebări, ca să clarificăm. V-a luat și terenul, a fost expropiat și terenul. De ce v-a promis un teren în altă parte, dacă v-a lăsat acel teren acolo? Da, de la primărie nu a promis că nidei, dar pe timpul legea, după ce o luat, asta putea, ne-a întrebat, vreți teren, vreți casă, vreți... Eu dat umplu, dar nu i-a dat pentru pământ. Pentru casă. Eu plătesc casa. Clădirea e plătită. De teren deci terenul a masulit. Terenul și ala acolo, bucățelnicere. Vă 3 ani într-o parte, vă 2, vă 6, 7 ani într-o parte. Deci au rămas o suprafață de teren pe care s-a ridicat o vilă. Spuneți-mi, frații dumneavoastră au știut de această succesiune? Au fost notificați de către un notar? Sigur o știu de... Acum au sărit în capul meu. O știu sigur. Ori au renunțat... Ori nu au știut, pentru că altfel nu se emitea acest certificat de vacanță succesorală ca să intre în posesia statul. Pentru că altfel ar fi fost dumneavoastră moștenit.